aia, am permis, trebuie să fie permis. Bună dimineața, ne aflăm în fața școlii Coresi, după cum vedeți, părinții care nu au acceptat această soluție de a transfera copilul la Valea Voievozilor. Nu este o soluție care să rezolve problema în sine pe termen lung. Ne dorim această rezolvare, această soluționare. După cum vedeți, au venit și cei de la Valea Voievozilor, ni s-au alăturat la protest și imediat o să plecăm spre prefectură, spre platoul prefecturii, către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și o să mergem și la Inspectoratul Școlar Județean, Dâmbovița. Concret, cum vedeți rezolvată problema? Concret, DGASCP-ul trebuie să intervină în această problemă, pentru că este vorba de un copil minor, un copil care are nevoie de înțelegere, de consultare, de discuție cu un expert, un psiholog, un psihoterapeut, care să-l facă mai exact, să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat aici și ceea ce a făcut el aceste infracțiuni nu sunt ok, iar mai departe și cu părinții trebuie să vorbim, să vedem dacă vor să se alăture pentru copilul lor, în principiu. Și cam asta ar fi o rezolvare și pe termen lung și pe lungă durată, o să dureze acest proces, asta este clar. Pe termen scurt, am mai zis și în alte dăți, cu această comisie disciplinară pentru a limita accesul în cazul în care o să fie transferat la Valea Voievozilor sau o să revină din nou aici, până când DGASCP-ul o să vină cu o soluție exactă, cu o hotărâre judecătorească sau cu niște măsuri ca să nu se mai întâmple aceste acte de violență, acte de infracțiune. A existat o hotărâre judecătorească, doar că măsura a fost mutare la școala Coresi. Da, a fost măsura mutare la cererea părinților. La școala Coresi, un hotărâre judecătorească a mai fost menționat și consilier cu un psiholog. Și părinții au refuzat. Părinții s-au îndreptat spre un psiholog privat. Nu se știe clar dacă s-au făcut sau s-au efectuat acele ședințe. Acum noi oricum suntem, după cum vedeți aici, o sumă de părinți care vor să soluționeze. Vreau să clarific că protestul nu este împotriva copilului, nu este împotriva părinților, nu este unul politizat așa cum s-a vehiculat în social media și pe public, am văzut în unele comunicate de presă. Este vorba despre rezolvarea problemei, siguranța și integritatea copiilor de la școala Coresi și școala de la Valea Voievozilor. Ați zis la un moment dat despre o modificare legislativă. Corect. O să, după ce rezolvăm această situație, o să facem demersuri pentru modificare legislativă în legea educației, pentru a introduce exmatricularea în cazuri speciale, după cum vedeți acesta, poate să se încadreze la un caz special și pe lângă acestea o să mai luăm câteva măsuri de siguranță pentru a evita aceste situații și pentru a asigura, din nou, repet, integritatea colectivului școlar. Relativ recent au fost destule cazuri la nivel de țară cu violență în școli. Am primit și telefoane din țară de la părinți din Brașov, din Cluj, după ce au văzut cazul acesta la televizor și tot așa s-au plâns cu părinți, cu profesori care nu sunt înțelegători, cu părinți, cum avem în situația de fază, care nu vor să colaboreze cu școala și copiii lor efectiv terorizează alți copii și încercăm prin acest caz, dacă îl soluționăm, asta este și intenția noastră, să dăm un exemplu pentru toate instituțiile de învățământ care se confruntă cu situații similare.